material filmat. Și anume, ceea ce vă doreați de mult și îmi scriați prin mesaje, ultima generație de BMW M5 F90, sedanul cu 600 de cai putere și 750 de Nm, care la momentul lansării a fost cel mai rapid sedan din lume, inclusiv și pe Nürburgring. La momentul lansării acestei mașini, vă aduceți bine aminte, a fost o întreagă isterie. Și anume, fanii mărcii, puriștii, cum se numesc ei, au nebunit când au auzit că M5-ul va avea tracțiune integrală. Că nu se poate așa ceva, în fine. Și drept dovadă s-a dovedit că s-au înșelat, pentru că mașina asta fără 4x4 nu ar fi fost posibil să aibă aceste performanțe. Vorbim de 0-100 în 3,4 secunde, totuși. Este o mașină cu 4 ruși, cum spuneam, și portbagaj. Și spun ei 0-200 în 11 secunde. Dar unii au măsurat-o pe echipamente profesionale și pe un drum să respecte anumite condiții și au reușit inclusiv să ajungă la 3 secunde 0-100. Gândiți-vă că aici vorbim de performanțe practic de supercar. Ce este interesant la mașină, tot pentru fani, este că prin apăsarea unui buton, practic să scoate MSC-ul, mașina devine rear wheel drive, adică merge pe tracțiune spate, clasic. Și ai aceste frumoase butoane roșii, M1 și M2, pe care tu îți selectezi modurile de condus și ți le salvezi. Și când ai tu chef să mergi pe anumit mod de condus, în funcție de ce îți dorești, apeși aceste butoane. Ce e interesant iar la mașină, vă spuneam, este că vine cu cutia nouă, cu 8 trepte. O cutie care are, bineînțeles, și modul de launch control. Practic, mașina asta, ca să ajungi la 3,4 cât declară ei, trebuie să pleci cu acel launch control. A fost primul BMW M din istorie care a reușit să bată pe 0-100 binecunoscutul rival Audi RS6. Până atunci, niciun BMW M5 n-a putut să bată, pentru că ele veneau 4 și BMW-ul era pe tracțiune spate și n-aveau practic nicio șansă. Și rivalul lor, în afară de R6, E63S. Într-adevăr, acum, la momentul ăsta, mulți spun că M5-ul ăsta, dar în varianta competition, atenție, ar bate inclusiv GT63S-ul de la Mercedes, care are 639 de cai putere, dar acela este mult mai greu. Bun, acum o să încercăm să facem binecunoscutul la launch control, pe care toată lumea îl vrea pe videouri. După cum știți, la BMW puțin mai complicat să faci launch control-ul. Din câte am înțeles, trebuie să punem schimbătorul în sport, în manual. Să dăm aici la cel mai brutal, la schimbat de treaptă, ceva de genul, nu? Și să scoatem, să fie DSC off, apoi piciorul în accelerație, mașina în gaz. Deci s-a urcat stomacul în gât. Vai de capul meu cum trage, da, e diferență mare. Când faci launch control, launch control și când ceri să pleci tu cu frâna, îmi fac băieții, știi? Deci dacă mâine aș avea bani să-mi cumpăr un sedan, pot să-l aș lua. E perfect, poți să mergi iarna, ceea ce cu BMW-urile, știți că erau glumele astea cu BMW-ul, știi, iarna. E perfect, n-ai ce să ceri mai mult de la ea. Ai performanță, te duci pe circuit cu ea, faci drift cu ea. Apropo, mașina asta, modelul ăsta de mașină, are recordul mondial pentru cel mai lung drift făcut. M5-ul F90. Dacă nu știați, puteți să căutați pe net, să vedeți. Au făcut nu știu câte ore în continuu drift. 8 ore. Vă dați seama ce nebuni. Da, deci mașina e, știți cum e, mașina perfectă nu există, dar asta încearcă să fie acolo, încearcă să, și cred că modelul care va apărea din 2021, am înțeles, parcă vor să scoată, vă dați seama că o să vină și mai îmbunătățit și mai, din ce în ce o să fie mai tare, mai tare mașina. Chiar sunt curios unde o să ajungă cei cu sedanurile, gen R6, EU și M5. Cred că o să ajungă peste câțiva ani să aibă, nu știu, sume, cifre pe care înainte le vedeam doar la hipercarul, gen 1000 de cai, să spunem. Dacă ei au ajuns acum la sedanul 600-700 de cai deja. Deci cutia asta schimbă senzațional, de schimbă câteva milisecunde, nici nu-ți dai seama când schimbă, nu ai smucitură, n-ai absolut nimic.
Și în orice treaptă ai fi, la orice durație, mașina pleacă. Na, e senzațională mașina. Chiar e senzațională mașina. Țin să-i mulțumesc proprietarului încă o dată că a fost de acord să filmăm și că și-a luat această mașină. Că nu mulți au curaj să-ți cumpere un M5. Pentru că știți cum este cu M5-ul. E mai complicat să deții un M5. Și trebuie să ai și curajul necesar să-ți cumpere o mașină ca asta. Până data viitoare, vă spun la revedere!